Bună seara, vă pupă mie și mă scuzați că am întârziat. Am întârziat pentru că nu am găsit parcare la avion. Vreau să vorbesc cu doamna primara. Doamna primara este aici? Doamna primara, să faceți parcări de avion pentru că am aterizat pe lacul din parc. Noroc că am avut labele de la scafandră la mine. Am venit la nuntă, la mulți ani, eu îl cunosc pe Ginerică și am fost la toate nunțile lui. Băiatul nu are noroc. Ba le-a găsit moarte, ba dispăreau, ba le-a găsit îngropate în fundul curții. Și la un moment dat a zis că vrea să se lase de femei, să se apuce de bărbați. Și am zis, mai bine stai așa că și bărbații sunt la fel. Am fost la o nuntă, unde la microfon s-a spus așa, bărbații, că se doresc să se apropie de persoana care îi face fericiți. Și toți erau peste mine. Vă dați seama? Toți erau peste mine. Mă gândesc cât de frumos a fost la mine la nuntă. La nunta mea a fost foarte frumos. La nunta, prima zi m-am dus la striptease cu fetele. A doua zi la biserică, a treia zi inelul. Și de câte ori derulez caseta, îmi scot inelul, ies din biserică și mă trezesc la striptease cu băieții. Să știți că eu am fost o mireasă foarte frumoasă. La nunta mea a fost o barbă. Când am aruncat buchetul, am pus și o cărămidă, Daniel. Pentru că eram ofticată pe o scârbă care a venit la nunta mea. S-a dus la spital direct. Și să știți că eu m-am căsătorit cu bărbatul meu după 3 luni de relație. Și după ce ne-am căsătorit, de la 2 săptămâni am născut. Și i-au zis prietenii lui că n-am fost gravidă cu el. Mincinoș. Și am spus, mai boule, am stat 3 luni cu tine? Ai stat 3 luni cu mine? Am stat 3 luni amândoi? Sunt 9 luni? Și el zice, da. Vezi, mă, boule, că nu te mint. Vreau să vă spun ceva. M-am uitat la mireasă și i-am spus așa, să aibă foarte mare grijă. Mai e, mie după nuntă, mi-au căzut toți dinții. Doctore. Și e o vorbă. Nu e greb la părinți, cum e mireasa fără dinți. Pentru că mulți spun că este ghinion să vezi mireasa înainte. Pardon! Este ghinion să o vezi după! Ați înțeles? Este ghinion să o vezi după. Nu-mi place nici cum e îmbrăcată mireasa. Bărbatul meu la nuntă, păi ce elegantă a fost. Avea o cămașă de nylon. Avea cămașă de nylon și cu cravată înflorată. Pantalonii fără cure, ai cădeau așa în țâșbești? Cădeau peste pantofii cu bot de rață anemică. Iar freza a fost făcută pe comandă. Stil soldat american. Adică o chelie deranjată. Eu sunt foarte... Am văzut că foarte multe doamne de aici aveți toaleta simplă. Sunteți foarte simplă. De asta așa coadă mare la WC-ul. Am văzut-o și mă nașa și am întrebat-o, nașe, ce s-a întâmplat? Zice, am uitat să fac pipi. Păi vrei să te învăț eu? Vreau să vă spun un lucru foarte important. Eu sunt foarte elegantă. De exemplu, eu am fost... Am avut o eșarfă foarte scumpă și elegantă și am dus-o înapoi că mă strângea. Și astăzi n-am fost la biserică. Trebuia să mă duc la biserică, dar nu m-am dus la biserică pentru că a fost aglomerație. Și eu am o alergie. Când intru în biserică, cad în genunchi și rămân cu gura căscată. Rămân cu gura căscată la icoanele de pe pereți. Să știți că m-am tunat.
Am fost la o clinică și m-am tunat. Și mi-au zis că dacă o să fie iarnă grea, să-mi pun cauciucuri de iarnă. Vreau să vă spun că ginerică, la a doua nuntă, a avut o problemă foarte mare și eu l-am salvat. Înainte de cununia religioasă, a înghețit un gândac. Și eu nu plec la mine fără insecticid în geantă. Fâs de două ori și am omorât gândacul în gât. Da, vreau să vă spun că eu sunt foarte fericită. Trebuia să vin însoțită de un individ și m-am despărțit de el aseară. Păi vorbea la telefon, doamnă, și a zis că are papiloma, fabicus, sifilisus de mercur. Băi, ești nebun? Bă, tu vrei să-mi dai mie bolile astea? Zice, nu, că nu e boli. E pești. Eu sunt proastă? Uită-te la fața mea. Nu știu eu ce e pești? Pești este stavrit, guvid, molid, cancan, biban, salam. Sunt proastă, nu știu? Păi băi, băule, este și o vorbă. Fata, dacă n-are pește astăzi, din ce trăiește? Eu am avut pește de mică, pe televizor. Și când am crescut, a fost mai viu. Și l-a luat poliția. Acum aș vrea să spun că e nuntă, e petrecere, e dans, fără dansul pinguinului. Eu nu dansez, că mie nu-mi place pinguinii. Pentru că o prietena mea a dansat pinguinul și a doua zi a rămas gravidă. Și mie mi-e frică de pinguini și nu-mi place pinguinii. De ce nu facem și noi un dans cu animalele noastre? De exemplu, dansul caprei. De ce? Nu pot să înțeleg. Și vreau să vă mai spun ceva. Vreau să vă mai spun că eu nu o să stau până la dezvelit. Că la mine a anunțat la microfon că urmează dezvelitul și în 3 minute eram în pielea goală. Și acum vreau să fac pentru miri. Vreau să fac o pesă care să-mi scoată în evidență calitățile vocale. Casanova. Banda maestră. Ies din casă și aud gagico. Nu ți-e frică să dormi singurică? Hai cu mine să stau o ciorbică. Hai mă, da mă laș. M-am uitat la nenea ce mârlani. Portofelul gol fără un ban. Mirosea țuică la cazan. Hai mă, da mă laș. Ascultă Casanova, du-te și arata. Te bași ca musca la peca. Să agăți fata. Hai du-te la viteză și fă niște sală. Umble un pic la freză că e cam nasoală. Ascultă Casanova, du-te și arata. Te bași ca musca la peca. Să agăți fata. Hai du-te la viteză și fă niște sală. Umble un pic la freză că e cam nasoală. Și aud întrebare. Hai, gagico, mai ești fată mare? Sau prea mare să urci pe cântare? Hai, bă, du-te de aici. Îl privești și îi spun: hai, gata. Tu nu vezi nici o seamă cu tata. Prea bătrân ca să o agăți pe fata. Hai, du-te, mă, de aici. Ascultă Casanova, du-te și arata. Te bași ca musca la peca. Să agăți fata. Hai, du-te la viteză și fă niște sală. Umble un pic la freză că e cam nasoală. Ascultă Casanova, du-te și arata. Te bași ca musca la peca. Să agăți fata. Hai, du-te la viteză și fă niște sală.
freze că e cam nasoală. Ies din cadă și mă sună mielul. Are facultate, are și liceul. Vrea să-mi vadă mie decolteul. Bă, da, ești prost? Îl întreb și eu dacă are card. El ca fraierică s-a urcat pe gard ca să vadă culmea dacă ard. Bă, da, ești prost? Ascultă casa nouă, du-te și arata. Te bași ca musca la pe cap. Să agăți fata, hai du-te la viteză și fă niște sală. La freze că e cam nasoală. Ascultă casa nouă, du-te și arata. Te bași ca musca la pe cap. Să agăți fata, hai du-te la viteză și fă niște sală. Umblă un pic la freze că e cam nasoală. Bă, da, ești prost? Ea este Jenny Nicolau.